Suntem în seara aceasta împreună cu acest cuvânt al lui Dumnezeu care ne dă speranță, ne dă putere în aceste timpuri care sunt nesigure și care ne aduc foarte multă frământare și agitație. De fapt, noi suntem frământați de viitor, vrem să avem picioarele pe tare, să știm ce se va întâmpla, să avem o oarecare marjă de siguranță. Nu ne place să trăim în incertitudini și, pe de o parte, este normal, așa, instinctul nostru de supraviețuire. Cere normalitate, cere siguranță, cere stabilitate, însă lucrurile astea nu s-au întâmplat niciodată în sens absolut, în nicio epocă, în nicio generație. Așa că, dacă vreți să vă liniștesc de la început, stați liniștiți că s-ar putea să fie și mai rău, s-ar putea să fie și mai bine și lucrurile tot nesigure vor fi. Așa că nu vom găsi niciodată siguranță absolută. Dar, cu toate acestea, putem găsi metode, putem găsi pârghii prin care să avem acea stabilitate și acea liniște sufletească, indiferent ce s-ar întâmpla în jurul nostru. În Sfânta Scriptură, întâlnim oameni care s-au luptat cu viața, cu sărăcia, cu tot felul de situații dramatice, dar cu ajutorul lui Dumnezeu au ieșit învingători, au ieșit biruitori. Atâta vreme cât ai o viziune, atâta vreme cât ai o speranță, atâta vreme cât ai credință, atâta vreme cât știi ce trebuie să faci, ești sigur atunci când bâșbâi și nu vezi drumul mai departe și nu ai pe cineva care să te ajute să-ți deschidă ochii, să îți lărgească viziunea, atunci este o mare problemă. Și au fost, de-a lungul istoriei, multe epoci în care au lipsit vizionarii, au lipsit oamenii care să dea direcția, au lipsit oamenii de inițiativă, au lipsit acei oameni care să-și Asume riscuri pentru binele celorlalți și pentru siguranța lor. În Sfânta Scriptură am găsit o carte întreagă care vorbește despre o perioadă din istoria poporului Israel, destul de îndelungată, peste 300 de ani, în care a fost instabilitate. A fost un fel de anarhie organizată. După mintea și după viziunea fiecăruia. Nu a existat un împărat, mai venea din când în când câte un judecător, mai punea lucrurile la punct, dar după aceea lucrurile mergeau iarăși într-un fel de haos, astfel încât nu era o stabilitate prea mare. Epocile fără vizionari nu realizează prea multe. Oamenii care trăiesc în aceste epoci sunt debusolați, sunt dezorientați, nu se întâmplă lucruri mărețe. După o epocă de oameni viteji, vizionari, care realizează lucruri mari, vine de regulă o generație sau vin mai multe generații care prăpădesc tot. Și dacă ne uităm în istorie, putem să vedem că lucrul ăsta se confirmă. După marele nebucadnețar care a lărgit Imperiul Babilonian, care l-a adus la o strălucire extraordinară, a venit un nei ca nimeni, un urmaș de-al său, un nepot, da? care a prăpădit totul și a dus Babilonul la acea cucerire de către Medoperș, care până la urmă a ruinat tot ce a construit el atâta timp, cu atâtea lupte, cu atâta sânge. Alexandru Macedon a clădit un imperiu și au venit cei patru generale săi care au început să se lupte între ei, au venit urmașilor lor și cele două dinastii, Seleucizii și Ptolemei, s-au luptat între ei, ceilalți doi generali au pierdut influența și până la urmă s-a cam ales praful de tot ceea ce a construit Alexandru Macedon. Apoi, dacă ne gândim la ceea ce a construit Napoleon, cuceririle lui, războaiele lui, victoriile lui, toate după ce a pierdut bătălia de la Waterloo, toate aceste cuceriri ale sale n-au mai fost fructificate, a pierdut teritoriile, a pierdut toată influența, iar cei care au venit după el. Regii și guvernele care au urmat în Franța au fost mult mai slabe și n-au putut să continue ceea ce el a construit. Lucrurile pot fi completate și cu exemple din epoca noastră contemporană: părinți foarte bine ancorați în realitate, care construiesc poate imperii financiare, care construiesc afaceri, care construiesc biserici, care fac ceva copiii lor fie nu le calcă pe urme pe același domeniu, fie prăpădesc tot ce au construit ei. Pentru că nu știu ce este în spate, nu știu cât de mare a fost costul pentru construirea acelor lucruri. Și prin urmare nu dau atâta importanță, nu îi interesează atât de mult ceea ce au făcut părinții, vor să facă altceva și totul se năruie. Vorbim în seara aceasta despre generații fără vizionari. Aș putea spune cu certitudine că noi trăim într-o astfel de generație, într-o astfel de epocă, fără vizionari. Mă refer la nivel macro, la conducerea țărilor, la conducerea lumii. Sunt mai mult oameni conduși de interese personale sau de grup, dar mai puțin interesați să construiască lumea în favoarea mai multor oameni. Așa că lucrurile merg cum merg și căutăm explicații la. Fenomene absurde, cum noi, o țară cu atâtea resurse, să trăim uh, cu atâtea lipsuri și cu atâtea nevoi, cum noi, o țară cu atâtea resurse, să ne vindem resursele, să le cumpărăm uh, la prețuri mult mai mari, vândute de alții, de străini, cum noi, o țară cu atâtea resurse energetică, am putea să avem uh, energia gratis, să plătim la suprapreț lucrurile acestea. Și sunt multe, multe exemple pe care le putem da în favoarea acestui argument. Dacă mergem în cartea Judecătorilor, acțiunea acestei cărți se petrece după ieșirea din Egipt, intrarea în Canaan, a urmat o perioadă de câteva sute de ani în care poporul lui Dumnezeu a trebuit să se adapteze la noile condiții. Trecuse era cuceririlor, Iosua și Caleb au mers înainte, au cucerit teritoriu după teritoriu. Generația aceea știu ce este lupta, știu ce este foamea, știu ce este greul ca să construiești o țară, să o iei la picior, să cucerești toate acele teritorii. Și a venit generația care a moștenit tot. A moștenit cefeurile, a moștenit hărțile, a moștenit cetățile, a moștenit ogoarele, a moștenit tot și prin urmare nu mai avea ce să facă, nu-și mai găsea rostul. De vizionar ce să vorbim? Au murit cei din generația lui Iosua și Caleb și bătrânii din vremea lor și după aceea au rămas câțiva generațiile următoare care nu mai știau ce să facă cu toate acele avantaje pe care le-au primit. Chiar spune cuvântul lui Dumnezeu, în uh, capitolul 2, versetul 10, cartea Judecător și mai departe, tot neamul acela de oameni a fost adăugat la părinții lui, și s-a ridicat după el un alt neam de oameni care nu cunoștea pe Domnul nici ce făcuse el pentru Israel. Și după acest verset, versetul 11, ne apare ca un refren care se repetă în Cartea Judecătorilor. Copiii lui Israel au făcut atunci ce nu plăcea Domnului și au slujit baalilor. Și bineînțeles Dumnezeu îi dădea mâinile altor neamuri, în mâinile altor împărați, stăteau în perioadele de criză, de austeritate, de robie, mai mulți ani, 10, 20, 30, 40 de ani după aia, iară se trezeau, venea eliberatorul, venea judecătorul, făcea un pic de curățenie, făcea o reformă și după aia iară cădeau și circuitul acesta se repetă în cartea judecătorilor și există două, două repetiții care apar ca un light motiv. Copiii lui Israel au făcut iarăși ce nu plăcea Domnului și Domnul i-a dat în mâinile lui și al doilea light motiv care apare, al doilea refren este acela în care Autorul cărții judecători spune, în vremea aceea nu era împărat în Israel și fiecare făcea ce-i plăcea. Adică nu era niciun fel de ordine. Fiecare făcea ce-i plăcea. Nu exista o conducere centralizată. Și spune cuvântul lui Dumnezeu, versetul 15, oriunde mergeau mâna Domnului era împotriva lor ca să le facă rău, cum spusese Domnul și cum le jurase Domnul. Au ajuns astfel într-o mare strâmtorare. Exact ce spuneam, făceau ce nu-i place lui Dumnezeu, Domnul îi trimitea într-o strâmtorare mare sau trimitea anumiți dușmani ca să îi pedepsească pentru neascultarea lor. Dar ei n-au ascultat nici de judecătorii lor, căci au curvit cu alți Dumnezei și s-au închinat înaintea lor. În curând s-au abătut de la calea pe care o urmaseră părinții lor și n-au ascultat de poruncile Domnului ca și ei. Când le ridica Domnul judecători, Domnul era cu judecătorul și îi zbăvea din mâna vrăjmașilor lor în tot timpul vieții judecătorului, căci Domnului îi se făcea milă de suspinurile scoase de ei împotriva celor ce îi apăsau și îi chinuiau. Dar fiți atenți. Dar după moartea judecătorului, se stricau din nou, mai mult decât părinții lor, ducându-se după alți Dumnezei ca să le slujească și să se închine înaintea lor și stăruiau în această purtare și împietrire. Cu alte cuvinte, venea judecătorul făcea o reformă, făcea o redeșteptare în poporul lui Dumnezeu, aducea viziune cu privire la viitor și după aceea ziceau, oh, ok, acum e bine, e tot ok, stăm liniștiți, mâncăm, bem, ne distrăm, nu mai avem niciun stres, mergem iară după alți Dumnezeu Și lucrul ăsta s-a tot repetat sute de ani. Și cartea judecătorilor este o lecție de viață pentru noi care ne arată că există epoci fără vizionari, Lucrurile merg parcă din inerție. Domnește o lege a junglei și oamenii caută să-și facă dreptate singuri, caută să tragă totul pentru ei. Nu există o viziune centrală, o viziune care să-i adune pe oameni să facă ceva măreț. De fapt, dacă e să fim sinceri cu noi înșine, marile realizări ale omenirii s-au făcut în perioade de dictatură. Chiar mi-aduc aminte, când eram în conservator, discutam la istoria muzicii despre realizările omenirii, despre artă, despre cultură, despre marile edificii, despre ceea ce a rămas în urmă, da, după anumite civilizații sau după anumite împărății ale lumii, după anumite imperii. Și profesorul de istoria muzicii ne-a spus, nu există lucruri mărețe. Și foarte calitative, care să fie făcute fără o disciplină de fier și fără dictatură. Și dați-mi voi un exemplu de uh, elemente care au durat în timp. De-a lungul secolelor nu era asta termopana noastră americanizată Care a creat clădiri de sticlă și zgârie nori din fier Care nu o să dureze în timp Asta este clar Nu o să dureze ca piramidele din Egipt mii de ani Sau ca alte edificii care au rezistat până în zilele noastre De ce? Pentru că totul este din materiale de proastă calitate Făcute să dureze cel mult o generație, o generație jumate și după aia totul se reciclează. Nu mai este mentalitatea aia ca să dureze, cum era expresia, o veșnicie lucrurile, ci să fie acolo, în timpul vieții noastre, le folosim clădirile, mașinile și toate celelalte și după aia să se ducă. Observați, nici mașinile nu se mai fac să dureze 40, 50, 60 de ani. Și este o diferență de calitate enormă între ceea ce se făcea acum 50 de ani în materie de automobile, da? Și ceea ce se face astăzi, ceea ce se face astăzi. De ce? Pentru că filozofia este alta, nu mai trebuie să dureze atât de mult. Trebuie să se schimbe tot timpul lucrurile și să aducă cât mai mult profit acelor companii care produc produsele respective. Așadar, avem de-a face cu o generație fără vizionare sau cu generații fără vizionare în cartea judecătorilor. Au venit mulți. Odniel, spune capitolul 3, copiii lui Israel au făcut ce nu plăcea Domnului, au uitat pe Domnul, au slujit baalilor, au strigat că de Domnul și Domnul le-a dat pe Odniel și țara, spune, a avut o dihnă 40 de ani și Odniel, fiul lui Kenaz, a murit. Iată un episod din ciclurile acestea. Apoi, Capitolul 3 cu 12. Copiii lui Israel au făcut iarăși ce nu plăcea Domnului, și Domnul a întărit pe Eglon, împăratul Moabului împotriva lui Israel, pentru că făcuseră ce nu plăcea Domnului. Și atunci Dumnezeu a trimis pe Eglon, da, ca să îi asuprească. Și după ce n-au mai putut, au început să strige către Dumnezeu, Doamne, Doamne, scapă-ne, scapă-ne și a ridicat pe Ehud, care l-a omorât pe Glon și a câștigat acea mare bătălie. A urmat Șamgar, un judecător șters, apoi Debora și Barak, știm cu toții acea istorie în care Debora, nemai fiind căpetenii în Israel, adică bărbați, care să-și asume responsabilitatea, care să ia lucrurile în mâini și să conducă, să-și asume riscuri, să meargă la luptă, în război. Era un fel de sperieciori, fricoși, care nu-și asumau niciun risc. Chiar și Barac s-a dus la Deborah și a zis, dacă tu nu mergi cu mine la război, eu să știi că nu mă duc. Și Deborah a zis, vin cu tine, dar să știi că victoria nu va fi a ta, va fi a unei femei. Era o epocă în care femeile erau foarte marginalizate, nu aveau drepturi, dar s-au ridicat ca să facă ceva. Nu e singura epocă în care bărbații au dormit. Și astăzi avem o epocă în care bărbații nu mai au acea putere și acea tărie de caracter și acea voință să lupte, să facă lucrurile grele du-te tot dragă, du-te tot dragă, fă tot dragă, mergi tu acolo, auzi, nu mergi tu să vorbești. Și în felul ăsta, bărbații s-au declasat, au slăbit în putere pentru că nu-și mai asumă acele riscuri. Și spune aici cuvântul lui Dumnezeu că acele căpetenii ale lui Israel, Judecători, capitolul 5, cu versetul 7. Căpeteniile erau fără putere în Israel, fără putere, până când m-am sculat eu, Deborah, până când m-am ridicat eu, ca o mamă în Israel. Bărbații fricoși. Ce, să mergem să noi să ne batem cu ăștia? Nu. Să mergem noi să conducem lupta? Nu. Să riscăm noi ceva? Nu. Du-te tu, Deborah, hai te rog că ție Dumnezeu îți dă descoperiri, spune viitorul. Tu ești așa mai puternică, ai mai multă voință și ai un caracter mai puternic. Noi stăm în spate cu minței. Până când a zis, păi dacă nimeni nu face nimic, trebuie să iau eu taurul de coarne să mă duc să călăuzesc poporul lui Dumnezeu. Știți, este o ironie care apare în creștinismul nostru, ușor misogin, ca să spun așa, luând niște texte, interpretându-le din ceea ce a spus Pavel și făcând din ele o întreagă teologie în care încercăm să demonstrăm supremația noastră asupra femeii, încercăm să arătăm că, de fapt, noi conducem, dar, de fapt, nu ne asumăm acele riscuri și acele responsabilități și acele greutăți pe care ar trebui să le luăm în piept noi, ca bărbați. Și încercăm să ne revendicăm drepturile, citând acolo versetele din Geneza, în care Dumnezeu i-a dat forță și putere și autoritate bărbatului, neștiind că de fapt, ceea ce spune Dumnezeu acolo, este un blestem. Nu o chemare a bărbatului sau o vestire a lui cu putere asupra femeii. Este o concluzie a lui Dumnezeu asupra efectelor păcatului din cauza neascultării femeii. Zice, pentru că n-ai ascultat, bărbatul va domni peste tine. Asta este expresia din uh, ebraică. Mașal, verbul mașal, înseamnă stăpâni, ca un militar, ca un general asupra unei armate. Asta este sensul. Și noi facem Evanghelia acolo. Uite, este o trimitere a bărbatului, este o vestire a lui, este o binecuvântare a lui să stăpânească peste femei. Da, Interesantă viziunea aceasta, dar nebiblică și în același timp nepractică. Unde au fost bărbații atunci? Ce au făcut în epoca aceea? Nu existau vizionari, nu existau oameni care să-și asume riscurile. Până când s-a ridicat debora și a zis: Uite, trebuie să mergem înainte, aceasta este calea, trebuie să luptăm împotriva lui Sisera, să scuturăm. Jugul acesta de pe umerii noștri. Apoi, n-a trecut mult timp până când ajungem la, la perioada aceea a lui Gedeon. Madian apăsa tare asupra israeliților și nu mai știau ce să facă. Ajunseseră atât de nenorociți că trebuiau să-și ascundă grânele în teascuri. Și când venea vremea recoltei, Veneau madianiții ca niște lăcuste, culegeau totul și lăsau vraiește în urmă. Și spune că Israel a ajuns tare nenorocit și când a ajuns nenorocit a început să strige către Domnul Doamne scapă-ne, Doamne ajută-ne, Doamne fii cu noi! Dar nu era nimeni să inițieze lupta, nu era nimeni care să uh, spună hai să scuturăm jugul ăsta, hai să ne organizăm, să luptăm, nu! Se complăceau în starea aceea nenorocită. Și dacă o duceți greu, să știți că voi sunteți de vină. În primul rând, voi sunteți de vină. Pentru că vă complaceți în starea aceasta și acceptați starea aceasta. Nu luați inițiativă decât pe rețelele de socializare sau în comentarii pe Facebook, pe Instagram și pe nu știu unde, pe TikTok. Dar când e vorba să se ia o inițiativă, să se susțină un plan, un proiect, ne tragem înapoi ca și spunem lasă meargă alții să-și găurească piepturile cu gloanțe, lasă ia alții lovituri la cap, lasă să-și asume alții, noi beneficiem. Ei, dacă avem atitudinea asta, merităm din plin ceea ce avem. Dumnezeu a intervenit și în situația aceasta, s-a dus la Gedeon. Și a zis, Gedeon, nu te-ai săturat să bați grăuntească? Nu te-ai săturat de situațiile astea nenorocite? Nu te-ai săturat să fugi ca un laș? Dumnezeu este cu tine, viteazule! Și bineînțeles că asta l-a iritat foarte tare pentru că s-a simțit luat peste picior. Oamenii care sunt jos și care se complac într-o situație mediocră sau submediocră sunt foarte vanitoși. Și în momentul în care le pui în față o perspectivă care putea să facă ceva mai mult, sunt foarte orgolios și încep să se enerveze chiar și pe Dumnezeu. Ce vorbești? Nu știi ce nenorocit sunt eu? Nu știi ce rău o duc eu? Nu știi ce greu mi este mie în tot ceea ce fac? Și începe să le ia la bani mărunți chiar pe Îngerul Domnului. După ce i-a spus, Domnul este cu tine, viteazule, și chiar nu făcea bășcălie de el îngerul lui Dumnezeu, nu-l lua la mișto. Chiar i-a făcut o profeție, pentru că aia putea să devină un viteaz. Însă noi nu avem încredere în potențialul nostru, nu avem încredere în puterile pe care le-a dat Dumnezeu, nu avem încredere în darurile pe care le-a dat Dumnezeu și întotdeauna avem această mentalitate de victimă. Oh, ce să fac eu? Sunt din cea mai nesemnată seminție a lui Israel. Sunt sărac, sunt vai de capul meu, n-am putere, n-am influență, n-am, n-am, n-am. Și asta începe să spună Gedeon. Gedeon i-a zis, rogu-te, Domnul meu, dacă Domnul este cu noi, pentru ce ni s-au întâmplat toate aceste lucruri? Ce întrebări zăpăcite, nu? Și fără rost. Și unde sunt toate minunile acelea pe care le istorisesc părinții noștri când spun, nu ne-a scos oare Domnul din Egipt, acum Domnul ne părăsește și ne dă în mâinile lui Madian. Da, întrebăm unde sunt minunile lui Dumnezeu, dar trebuia să pun altfel întrebarea. Unde sunt oamenii prin care să facă Dumnezeu minunile pe care le-a făcut în trecut? Asta era întrebarea corectă. Că noi vrem să ni se dea, să ne cadă totul pe tavă. Însă Dumnezeu nu pune așa problemă. Dacă vrei să schimbe ceva, tu trebuie să te schimbi prima dată. Domnul s-a uitat la el și a zis: Du-te cu puterea aceasta pe care o ai și zbăvește pe Israel din mâna lui Madian. Oare nu te trimit eu? Cu ce, Doamne? Cu puterea pe care o ai. Acțiunea spre schimbare trebuie să plece de la puterea și resursele pe care le ai. Nu aștepta să vină îngeri din cer, să-ți scadă oportunitățile, croiește ți le fățile cu puterea asta pe care o ai, începe să construiești, să faci ceva. Domnul a zis, eu voi fi cu tine și vei bate pe Madian ca pe un singur om. Na, na, stai, Doamne, nu, 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 nu înțelegi. Tipic oamenilor care se plafonează. În momentul când le-ai pus în față viziunea, în momentul când le spui că pot să reușească, încep să inventeze tot felul de scuze și să pună piedici. Doamne, știi, nu merge chiar așa, eu am nevoie de niște asigurări. Nu pot să mă duc așa să risc chiar atât de mult. Am nevoie de niște asigurări din partea ta, știi? Niște minuni, ceva, niște dovezi, una, două, trei, patru, ca să trec și eu la acțiune, altfel nu mă mișc, Doamne. Și Dumnezeu zice, bine, hai că să fac și hatărurile astea. Și s-a dus, s-a dus un dar de mâncare, îngerul Domnului l-a atins cu toiagul, s-a mistuit. Și după aia și-a dat seama că e chiar pe bune, că stă de vorbă cu Dumnezeu. Și că joacă jocul ăsta al mediocrității și al, al piedicilor pe care le pune în fața oportunităților aduse de Dumnezeu, chiar îl joacă de-a binelea cu Dumnezeu. Și când și-a dat seama că a mers prea departe, a zis, vai de mine, o să mor că l-am văzut pe Dumnezeu. Și Domnul a zis, fii pe pace, nu te teme, că nu vei muri. N-am venit de asta ca să te omor. Ne uităm la Dumnezeu ca la un mare zbir care ne chinuie și care parcă vrea să mustim acolo mediocritate și să ne acrim viața, să plângem, să suferim. O imagine falsă. Că nu vrea Dumnezeu asta de la noi. Și pe deasupra să stea cu sabia deasupra capului nostru și să zicem, vai, acum mă omoară. Stai pe pace, că nu vreau să te omor, zice Dumnezeu. Că nu asta este rațiunea mea de a fi și modul meu în care conduc lucrurile fii pe pace nu te teme nu vei muri ce trebuie să faci ca să te ridici în epocile acestea fără glorie în primul rând trebuie să te schimbi tu este foarte ușor să-i reformezi pe alții. Este foarte ușor să-i schimbi pe alții. Este foarte ușor să trasezi sarcini fariseice pentru alții și să le spui, aici trebuie să ajungeți. Dar până să ajungi să-i schimbi pe alții, trebuie în primul rând să te schimbi tu. Și i-a spus Dumnezeu, a, vrei schimbări, vrei reforme. Uite, vezi că ai un para la startea acolo care trebuie tăiat și trebuie să dărâm idolul lui Baal și la startea. Dacă vrei să schimbi ceva în Israel, în primul rând trebuie să începi cu familia ta. Este foarte simplu să îi reformezi pe alții în timp ce familia ta este dezorganizată sau nu trăiește ceea ce spui tu. În aceeași noapte, Domnul a zis lui Gedeon, ia vițelul tatălui tău și un alt taur de șapte ani, dărâm altarul lui Baal, care este al tatălui tău, și taie parul închinat a care este deasupra. Cultul falic, nimic nou sub soare. Închinarea la Baal, de aceea era atât de interesantă și atât de incitantă, pentru că acolo aveau loc orgii sexuale. Să nu credeți că se duceau ăia de drag acolo, că vedeau o maimuță de piatră, sau eu știu ce Sfinx, sau eu știu ce animal din lemn, sau ciopli, din nu știu ce materiale. Nu asta era interesant, ci environmentul. Mediul înconjurător era fain, era muzică ritmată, era. Uh, multă distracție, era băutură, era mâncare foarte bună și asta îi atrăgea acolo. Când spunea că au curvit cu Dumnezeii neamurilor, acolo chiar aveau loc orgii sexuale și parul Astartei, cultul falic, era chiar acolo, în casa tatălui său. Despre asta vorbim. Le-am tot eufemizat, le-am ascuns așa după expresii și elementele astea istorice, că am devenit foarte pudici. De asta se întâmpla, de asta era fain la închinarea idolatră. Și de asta atracția sexuală vin de atât de mult astăzi. Pentru că este cea mai puternică. Așa a fost și atunci. Când s-au sculat oamenii din cetate și au văzut ce s-a întâmplat, că li s-a dărâmat cultul falic, că li s-a desființat închinarea la bal, că s-au dat la o parte acele entități idolatre, au zis, cine a făcut treaba asta? Repede, omorât. Vizionare, să știți că n-au viață lungă. De regulă, mor repede. Pentru că oamenii nu suportă schimbările bruște, rapide. Și nu vor să iasă din zona lor de confort. Și nu vor să schimbe ceva în viața lor. Și atunci, dacă ei prea tare, sunt în stare chiar să te linșeze. Mi-aduc aminte de o întâmplare foarte interesantă despre un preot reformat care a venit să facă mari schimbări în biserica lui. Și, așa cum este amvonul pus într-o parte de sute de ani, el a vrut să-l pună în mijloc, să se adreseze oamenilor în mod direct, nu așa, pe un ton eterian dintr-un colț. Și a venit și a mutat amvonul și l-a pus în mijlocul bisericii, la care au sărit bătrâni și oamenii. O, oleu, ce faci? Schimbi tu tradițiile și datinile noastre de sute de ani. Cum să faci treaba asta? Înapoi amvonul în partea stângă a bisericii. Și a venit o idee genială. Să mute tot câte 5 cm amvonul în fiecare duminică. Și în felul ăsta, într-un an de zile, a adus amvonul exact pe mijloc, fără ca oamenii să mai observe Schimbarea asta. Și când deja s-au obișnuit cu amvonul, schimbat în uh, direcția aceea, au zis, ah, oh, păi dacă tot așa a fost, hai să lăsăm așa. Oamenii nu suportă schimbările bruște pentru că devin nesiguri. Și erau foarte revoltați. Cum adică? Să ne strici tu nouă, uh, Dita, mai cultul, idolatru, unde ne mai distrăm noi, unde mai facem noi chefuri, păi. Atâta ne-a mai rămas. Când rest ăștia vin și ne prăpădesc tot, ne fură recoltele, vin ca lăcustele și las în urma lor prăpăd. Atâta mai avem. Și asta era singura lor bucurie. Până când Gedeon a zis, măi, stai că parcă s-ar putea și altfel am putea și fără cotropitorii ăștia, așa cum putem și noi ca țară, da, am putea fără atâtea lipitori pe lângă noi și să ne administrăm și noi singuri, să culegem roadele muncii noastre, să ne organizăm ca popor, am putea să facem treaba asta. Dumnezeu mi-a descoperit și i-a mai cerut câteva semne lui Dumnezeu, după care a zis, da, în sfârșit mă duc la luptă. S-a dus la luptă, mare biruință, și bineînțeles, după această biruință pe care i-a dat-o Dumnezeu, au apărut vitejii. În momentul când ai o idee, în momentul în care faci o schimbare, apar deștepții. O, oh, dar noi ne-am gândit de mult la asta. O, oh, dar ce, dar nu știați că se poate face așa? Dar ce, e numai ideea lui? Dar și noi puteam să facem. Și încep să mai pună o măslină, o acadea, o scobitoare ca să vadă lumea că a fost și ideea lor. Dacă n-a fost și ideea lor, încearcă să demonteze orice lucru bun, chiar dacă a fost pentru binele celorlalți și chiar dacă a fost foarte bine făcut. Vă aduceți aminte de perioada de după Revoluție, când a căzut comunismul, am dărâmat tot, am vândut toată țara. Și ce a fost bun s-a distrus și s-a vândut și s-a furat. Mi-aduc aminte, am fost când eram student la teologie într-o tabără de slujire într-un medserv împreună cu studenții de la medicină din București în Marea Insula Brăilei. Și am stat de vorbă cu oamenii. Sărăcie, Lucie, ei mai întrețineau cei care au plecat pe afară și le mai trimiteau bani, dar în rest aveau par din aia de fasole înfipți în pământ pe post de gard, case de pământ, de lut, praf, cât vezi cu ochii. Noi ne-am dus cu training ne-am dus cu Adidas. Și ce să stai? Am stat în șlap și în pantaloni scurți. Era o căldură infernală și un praf peste tot că nu puteai să te aperi de el. Și ai zice, bă, săraci oameni. Da, da, săraci ăia oameni și-au distrus singuri sistemele de irigații. Și spunea unul din capătul satului: Zice, bă, ultimii metri de țeavă, i-am furat eu, ca prostul, de la sistemul de irigații să-l vând la fier vechi. Și acum ne plângem că nu mai avem sisteme de irigații și nu mai avem cu ce să facem agricultură. Înțelegeți? Despre asta este vorba. Și în momentul în care a venit uh, revoluția, distrugem tot, 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 nu există. Trebuie să dăm jos, teme, tot, ceapeuri, vindem, dărâmăm, dăm la fier vechi. De ce? Pentru că asta este mentalitatea oamenilor fără gândire. Și bineînțeles, după ce Gedeon a avut acea mare victorie dată de Dumnezeu, au venit cei din Efraim și au zis, da, și noi vrem, dacă nu, distrugem tot. Ce numai tu, dar întrebarea este, unde erau atunci când a fost nevoie de ei? Unde erau atunci când Gedeon bătea grâu De ce n-au luat ei inițiativa? De ce n-au mers ei la război? De ce? Pentru că așa se întâmplă întotdeauna. Vitejii se arată după război. Gedeon a ajuns la Iordan și spune că a început să urmărească căpeteniile, și în cele din urmă, acele două căpetenii ale lui Madian au fost omorâte. După, am zice că ar fi trebuit să fie bine. Și a fost bine o perioadă, până când s-au învățat cu binele și după aceea Gedeon a început să cadă în idolatrie. Cuvântul lui Dumnezeu spune în capitolul 8 că după ce a luat aurul și bijuteriile de la Madianiți, a făcut din ele un efod care a ajuns o pricină de idolatrie pentru tot poporul. A avut 70 de fii și după aceea, după ce a condus din nou poporul în idolatrie, a dormit și el fericit și împlinit de zile. După moartea lui, iarăși au început să meargă după Baal. Refrenul. A venit fiul său, Abimelec, fiul unei țiitoare, care i-a omorât pe 69 dintre fiii lui Gedeon. Și a scăpat doar unul singur, Iotam. Nenorocitare Abimelec ăsta. Este profilul multor lideri din vremea aceasta, care nu valorează nici cât două cepe murate, dar care sunt în stare să distrugă oameni mult mai capabili și mai eficienți decât ei. Abimelec i-a omorât pe ceilalți frați ai săi ca să ia domnia. Și a venit Iotam și a spus pilda aceasta uh, cu măslinul, cu smochinul și cu vița. Era o criză de leadership și atunci. Era o criză a vizionarilor și Iotam a spus pilda asta în auzul poporului ca să-și dea seama că de fapt asupra lor domnește spinul. Și a zis măslinului, domnește peste noi. Și măslinul a zis, ce să las eu un de meu ca să domnesc peste poporul ăsta? Nu, nu vreau. Au zis copacii smochinului, Vino tu și împărățește peste noi. Dar Smochino a răspuns, să împărăsesc eu dulceața mea și rodul meu cel minunat ca să mă duc să domnesc peste copaci. Și copaci au zis viței, vino tu și domnește peste noi. Dar vița le-a răspuns, să împărăsesc eu vinul care înveselește pe Dumnezeu și pe oameni să mă duc să domnesc peste copaci. Criza leadership -ului. De obicei, oamenii împliniți și oamenii realizați nu fug după funcții. După funcții fug mediocri. Și oamenii nerealizați. Țineți minte treaba asta. Oamenii care știu valoarea și oamenii care sunt împliniți în viață nu aleargă după scăunele și după funcții. Pentru că nu reprezintă o motivație pentru ei. Nu reprezintă un scop. Pentru că ei au realizări profesionale. Ei sunt deja realizați, sunt împliniți cu ceea ce fac. Așa cum a spus și măslinul, și smochinul, și vița. Ce să mă duc eu să domnesc peste copaci? când eu am deja un rost, un rod cu care îi veselesc pe oameni. Și a venit spinul și să te ferească Dumnezeu de spinii ăștia care apucă la conducere. E vai și amar când ajunge spinul pe scaunul de domnie. Și a zis spinul așa, copacilor, dacă în adevăr vreți să mă ungeți ca împărat al vostru, veniți și adăpostiți-vă sub umbra mea. Răutatea și mediocritatea, Spinului. Dacă vreți să domnesc eu, toți trebuie să fiți sub mine, să vă închinați mie, să ascultați de mine, să mergeți după gândirea mea, chiar dacă este mică și tâmpă. Nu contează. Toți trebuie să ascultați de mine. Și știți ce fac de regulă copacii? Se pleacă. În prostia lor și în lipsa lor de inițiativă, se pleacă și sunt conduși de spini. Drept dovadă sunt epocile dictatoriale în care niște smintiți, niște cretini, niște mediocri i-au condus pe oamenii mai inteligenți decât ei și nu doar că i-au condus, i-au măcelărit. Păi ce, Hitler era o mare inteligență? Nu. Avea o inteligență a relațiilor, era un psihopat, avea o inteligență relațională, dacă inteligență cognitivă era mediocru, era un tâmpit. Stalin era mare geniu? Nu! La fel, mic de statură, cu handicap fizic, dar a măcelărit milioane de oameni. Așa se întâmplă când domnesc spinii. Și astăzi domnesc spinii. Stați liniștiți, îi vedeți pe la televizoare. Unii sunt peste ocean, alții sunt pe aici, pe în zona noastră de est. Unul mai aproape, unul mai departe. Și așa se întâmplă când domnesc spinii. Pentru că vița, măslinul, smochinul, zic oi pentru mine mizeria asta. Și Spino a răspuns copacilor, dacă în adevăr vreți să mă ungeți ca împărat al vostru, veniți și adăpostiți-vă sub umbra mea, astfel să iasă un foc din Spin și să mistuie cedrii Libanului, să nu existe nimeni deasupra. Rași, uniformitate de gândire, de strategie, de muncă, uniforme, turme de idioți. Așa se întâmplă în epocile fără vizionari. Sau în epocile în care oamenii se complac în mediocritate, în care se complac să fie conduși de oameni mai tâmpiți și mai slabi, pregătiți decât ei. Generația de astăzi nu face excepție. Suntem într-o eră fără vizionari. Sau într-o eră în care vizionarii nu-și asumă responsabilitatea cu toată tehnologia, cu toate posibilitățile care există. Din nefericire, mediocri și oamenii oportuniști au pus mâna pe lume, au pus mâna pe Europa, au pus mâna pe România, pun mâna pe orice instituție, le cade în brațe. Da, pentru că trebuie să ai obraz gros, trebuie să ai nesimțire, să ai tupeu ca să faci lucrul acesta. Ori un om educat, un om cizelat, un om care are aptitudini și care este realizat, zice, nu mă plec la nivelul acesta. Însă dacă nu ne asumăm aceste responsabilități, spinii vor domni mai departe peste noi, așa cum au domnit și până acum. Și după ce a spus această pildă, a fugit, că n-ai cum să scape altfel. Pentru că dacă te urmărește spinul, te-ai ars. Și așa s-a întâmplat. Până când Abimelec a fost omorât de o femeie, știm episodul acesta. Următoarele capitole din Cartea Judecătorilor arată această șchiopătare a lui Israel pentru că nu avea o direcție, nu avea lideri vizionari care să realizeze ceva, să centralizeze puterea și să-i ajute să construiască ceva. A venit Ola, a venit Iair. Au venit ei, ca judecători în Israel, n-au făcut mare lucru decât au însurat și au măritat copii. Efta a venit ca un eliberator, i-a eliberat pe israeliți de amoniți, dar după aceea a trecut și el în umbră. Apoi au fost războaie între semințiile lui Israel. A venit Samson, care a avut și el peripețiile lui, după el, iarăși lucrurile s-au stricat. După Samson a venit uh, momentele acelea de decădere ale lui Israel în care pur și simplu te gândești cât ar mai fi putut să decadă poporul lui Dumnezeu? Dacă citești capitolele 19, 20 și 21, ai putea liniștit să scrii un scenariu de film horror, în care umanitatea a fost atât de tare tăvălită în noroi, încât a depășit cu mult animalicul. Știți istoria aceea cu levitul care avea o țiitoare. Țiitoarea a fost necredincioasă, a plecat de la el, el era mai în vârstă, bineînțeles, era și normal, fiind mai tânără, să-și caute alți bărbați. Și în cele din urmă a fugit la tatăl ei. S-a dus o ia înapoi, să o ducă acasă. Bineînțeles, a trebuit să insiste foarte mult ca să o aducă acasă. Și în cele din urmă s-a oprit într-o cetate când se întorcea spre casă, într-o cetate a lui Beniamin, ca să poposească peste noapte, pentru că era riscant să rămână afară din cetate în noaptea aceea. Ca și episodul cu Sodoma și Gomora. Și dimineața a găsit-o pe prag moartă, pentru că a dat-o ca să fie fortuită, să scape bărbații, atât erau de, de puternici și de asumați, încât a lăsat femeia afară să fie fortuită, să fie violată de nemernici aceia, și a găsit-o moartă pe prag. Ce a făcut-o? A tăiat-o în bucăți și a trimis-o în semințiile lui Israel. Și atunci s-a trezit umanitatea din ei și atunci s-au trezit să facă reforme. Și, bineînțeles, Dumnezeu i-a lăsat să fie bătuți toți cei din cele 11 ce seminții de către Beniamiți, până când seminția lui Beniamin a fost dată în cele din urmă de Dumnezeu în mâinile celorlalte seminții ale lui Israel ca să se facă cumva dreptate. Dar, până la urmă, a domnit anarhia între ei. Și cartea judecători se termină așa, pe un picior cumva. Da cu concluzia că în vremea aceea nu era împărat în Israel și fiecare făcea ce îi plăcea. Cum să cârpească această situație dramatică? Au jurat că nu vor da niciuna din fetele lor beneamiților ca să fie nevastă pentru ei. Dar au zis, mă, da, pierde o seminție, un trib din Israel, ce să facem? O cârpim noi. Organizăm o petrecere, o sărbătoare câmpenească în care fetele să se plimbe până vie, așa, să umble, cum se zice, în popor ștraila Să fie răpite și nu noi le-am dat, ei le-au luat Le-au furat de la noi, ce să facem acum? Dacă le-au luat, să fie bine luate Cam așa ne jucăm noi cu Dumnezeu Cu principiile, cu regulile Lui Inventăm niște reguli, după aia ni se pare nouă Păi, dar stai că e cam exagerată, cum o dregem cu Dumnezeu? Mai inventăm alte reguli și alte canoane și alte lucruri Ca să dea bine, până la urmă să capete o noimă concluzia generală, versetul 25, pe vremea aceea nu era împărat în Israel, fiecare făcea ce îi plăcea. Trăim în vremuri în care fiecare face cam ce îi place. Nu există viziune, nu există o direcție clară, există doar un fel de anarhie controlată cumva, în care fiecare face doar ce îi place. Însă țineți minte, în felul acesta nu vom construi și nu vom realiza nimic măreț care să dureze peste veacuri. Cu această democrație prost înțeleasă și cu o libertate neasumată în care nu vrei să schimbi ceva și nu vrei să-ți asumi nimic, nu vei realiza absolut nimic. A fost epoci întregi în care nu s-a întâmplat nimic. Ba mai mult, s-a dat înapoi din punct de vedere cultural, din punct de vedere intelectual, din punct de vedere religios, din punct de vedere spiritual, din punct de vedere al conducerii, a realizărilor, nu s-a făcut nimic. Va mai mult s-a prăpădit tot ceea ce au construit generațiile anterioare. Ce poți să faci? Zici tu că ești prea mic. În dreptul tău poți să faci foarte multe, poți să schimbi viața. Poți să pleci pe drumul acesta al creșterii și cu ajutorul lui Dumnezeu să fii un Gedeon, să fii un om al lui Dumnezeu care îi trezește și pe ceilalți și care îi ajută să înțeleagă că viața aceasta poate fi trăită și altfel. Nu doar în complacere, ci într-un avânt dinamic prin care construiești, prin care schimbi, prin care lucrurile încep să se miște. Da, este o provocare pentru mine și pentru tine. Putem să rămânem în epocile sau în viețile în care nu se întâmplă nimic, sau putem să creăm împreună acele schimbări de care avem atâta nevoie, și noi și ceilalți.